Reaminti că studiem din volumul 2, capitolul 9, cum s-a ridicat papalitatea în Evul Mediu, care e numită în Scripturii omul păcatului sau fiul pierzării sau anticristul. Aceasta s-a ridicat încet încă de pe vremea apostolilor prin învățătorii falși, care s-au strecurat în biserică chiar pe vremea apostolului. Pavel și biserica din Tesalonic și cea din Corint, amândouă din Grecia, s-au strecuraseră ideea că împărăția lui Dumnezeu a și sosit, numai că lumea nu observă. Iar unii se dădeau drept apostoli și stricau lucrul apostolului Pavel și a fraților adevărați. Și zice în 2 Corinteni, capitolul 11, unde el se apără, apostolul, și spune că, dar, versetul 12, dar lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută cu un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostol al lui Hristos. Iar către biserica din Tesalonic, Domnul atenționează că Isus nu poate să vină a doua oară până când nu va fi lepădarea de credință și se va ridica în lume un sistem mare religios, dându-se drept biserica lui Hristos, dar de fapt o biserică falsă. Lumea nu-și va da seama de aceste lucruri pentru că ridicarea va fi foarte înceată pe durată de sute de ani, cam câteva sute de ani au durat, până când Papa a ajuns pe tronul Romei, vreo 500 de ani de la Domnul Iisus Hristos. Și el a domnit pretinzând a fi chiar locuitorul lui Hristos pe pământ, un fel de Dumnezeu în biserică, și trebuia ca toată lumea și regii din Imperiul Roman să-i dea închinare și nu se mișca nici frunza fără aprobarea papei, să zicem așa. Toate lucrurile mergeau dirijate de la Roma, de la papa de la Roma. Fiecare papă la rândul său, pentru că n-a putut trăi un papă de atunci până astăzi. Dar Pavel zice că în a doua epistolă, că acest sistem, el lucrează pe dedesubt deocamdată, până când va fi îndepărtată ceea ce îl împiedica acest sistem să se ridice. Deci ce împiedica să se ridice papalitatea pe vremea apostolului Pavel? Pe vremea apostolului Pavel îl împiedica faptul că papalitatea sau ideea asta a bisericii care deja decăzuse, după cum vedem în mesajul celor șapte biserici din Apocalipsa, vedem decăderea ei. Biserica din Efes, despre care am amintit fratele Cornel, este lăudată, doar la un singur lucru este criticată, că și-a pierdut iubirea dintâi și să se pocăiască. După aceea, biserica din Smirna ne arată că ea va suferi și arată persecuțiile dure sub împărații păgâni romani, mai ales sub Dioclețian, timp de 10 ani, ultimii 10 ani. Și după aceea vedem că biserica intră într-un fel de transformare, devine o religie a Imperiului Roman, pentru că primul împărat păgân, Constantin, o trecut la creștinism, s-a făcut creștin și o oprit persecuțiile, dar a introdus învățături false, mai ales la Consiliul de la Nicea, unde s-a discutat despre el, a fost introdusă învățăturile cu Trinitatea, cu suflet nemuritor și multe lucruri care cei mai mulți dintre cei adunați acolo, din episcopii și ea din Imperiu, 318, au aprobat și
împăratul a dictat, a făcut literă de lege că această învățătură să fie obligatorie în tot Imperiul Roman. Deci puteai să fii creștin, nu erai persecutat, dar să crezi ce credeai. Și încet, încet lucrurile acestea, cum să zic, piedica a fost îndepărtată din drum. Adică sistemul Imperiul Roman păgân a fost o piedică pentru ridicarea la conducerea Imperiului a papalității, a creștinismului. Și aceasta, satana a lucrat pe la spate și în ascuns. Deci în sute de ani, ca să cadă Imperiul Roman de apus, el a căzut în 476 după Hristos și pe locul ruinelor lui s-a ridicat un alt imperiu sfânt, numit Sfântul Imperiu Roman, cu capitala la același, în același oraș, de unde a fost condus Imperiul Roman păgân, Roma. De acolo îl vedem și astăzi pe ceea ce a mai rămas din papalitate sau din sistem, vedem Vaticanul. A rămas doar 14 hectare de teren cu castele și cu episcopi și cardinali și cu papa în frunte. Atât a rămas din ceea ce moștenea odată papa, că era stăpân peste toată Europa, peste tot Imperiul Roman. Aceasta a fost o taină fără de legi și acum vom citi din volum că cum a fost îndepărtată încet piedica din drum. Suntem la pagina 288 din volumul 2 și este un subtitlu aici, Piedica înlăturată, adică cum încet lucrurile în lume, deci pădurată de multă vreme, deci au murit generații după generații până au căzut Imperiul Roman de apus. Și voi trece un pic, voi începe de pe cealaltă pagină de dinainte, ca să facem un pic de legătură cu ceea ce va urma. Deci împăratul decidea, deci împăratul Constantin, punctele de credință, iar clerul, adică preoții, era scutit de impozite, de sarcinile statului, cum am zice. Când clerul a exercitat o putere atât de mare și a ajuns atât de bogat, a avut loc o mare concurență pentru posturile preoțești, iar oamenii au fost ridicați la demnități arhiepiscopale, nu pentru evlavia sau talentele lor, ci datorită trecerii pe care o aveau la cei mari. Misiunea bisericii a fost pierdută din vedere printr-o alianță degradantă cu statul. Creștinismul era un spectacol public și un ritualism, adică o formalitate, un braț al statului, o filozofie golă, o superstiție, o formulă. Astfel, marea lepădare de credință prezisă de Apostolul Pavel este un fapt al istoriei stabilit. Noi suntem la capătul de dincolo și acum, zic eu, și vedem lucrurile din spate. Adică Pavel profeția că încă nu s-a apărut sără sistemul, dar el vedea prin inspirație divină că se va ridica. Noi acum îl vedem în istorie și chiar istoricii au consemnat, nu numai creștinii adevărați, cum s-a ridicat papalitatea. Istoricii laici, după cum am citit. Astfel, marea lepădare de credință prezisă de Apostolul Pavel este un fapt al istoriei stabilit. Toți istoricii mărturisesc în privința acestui lucru, chiar și cei care aprobă preluarea puterii și elogiază pe principalii actori din acest aranjament. Elogiază pe oamenii mari ai vremii, cu Constantin și papii de pe vremea ei, îi ridică în slăvi. Unii din istorici care sunt catolici, ei spun că acesta a fost un succes al lui Dumnezeu, că s-a ridicat biserica la putere, ca să domnească în lume. Deci, ceea ce este fals, biserica va domni în lume după ce va fi înviată din morți, nu în timpul prezent. Dar ei au domnit în timpul prezent, cât o trăit ei pe pământ, o trăit bine. Și au omorât pe toți cei ce s-au împotrivit. Asta a fost biserica falsă sau sistemul anticrist. S-a prefăcut a fi biserica lui Hristos.
Lepădarea, întinzându-se pe o perioadă de secole, a fost atât de treptată încât a fost mult mai puțin băgată în seamă, adică perceptibilă, zice aici, pentru cei ce trăiau atunci în mijlocul ei, decât pentru noi. Noi care suntem acum, fratele era în secolul XIX, noi suntem în secolul XX și unul, și vedem lucrurile în spate, din istorie. Că așa s-a ridicat sistemul, până la Napoleon, după cum vedem. Deci istoria consemnează lucrurile acestea. Chiar dacă e creștină sau necreștină, să zicem, istoricii aceștia au fost creștini sau necreștini, ei au spus ce s-a întâmplat. Așa s-au întâmplat lucrurile. Deci avem dovezi cu duiumul, cum s-a ridicat sistemul. Mai departe, zice așa, deci noi vedem mai bine astăzi. Și a fost cu atât mai înșelătoare această ridicare, cu încetul, cu sutele de ani, cu cât fiecare pas de organizare și fiecare înaintare spre influență și autoritate în biserică și asupra lumii erau făcute în numele lui Hristos. Observați, s-a ridicat la putere lumească și că așa vrea Hristos, cum am zis și cu alte cuvinte, ca ei să fie mari și tari și să domnească în lume, peste tot. Asta a fost biserica falsă și mai există ceva rămășiță din ea, din biserica catolică. Și în mod declarat pentru a-L slăvi și a îndeplini planurile consemnate în Scripturi. Așa s-a dezvoltat marele anticrist, cel mai periculos, cel mai subtil, adică mai șmecher, mai viclean, cel mai stăruitor împotrivitor al adevăratului creștinism și cel mai hain persecutător al adevăraților sfinți. Vedem, adică tu, frate, zici că ești frate cu mine, dar tu cauți să mă omori. Cam așa s-au purtat cei de la conducerea Imperiului cu adevărați creștini. I-au persecutat și i-au omorât. Deci, ei cum au zis Domnul Iisus. Ei au crezut că aduc jertfă lui Dumnezeu dacă i-au omorât. Și i-au ars păruși, i-au torturat în fel și chip și i-au persecutat în toate chipurile. Și acum, piedica înlăturată. Vom continua de la 288. Deci, piedica, cum am zis, a fost Imperiul Roman de Apus. Că acolo s-a ridicat papalitatea, în Europa Occidentală, deci acum. Apostolul Pavel a prezis că acest principiu nelegiuit va lucra un timp ascuns, deoarece un anumit lucru care îi se împotrivea îi stătea în cale. Pe când piedica fiind înlăturată, putea să aibă cale liberă și să progreseze rapid spre dezvoltarea anticristului. El zice, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie dat la o parte, în 2 Tesaloniceni 2 cu 7. Acolo zice că taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Deci Imperiul Roman. Ce are de arătat istoria în împlinirea acestei prezicere? O întrebare. Ea arată că ceea ce a oprit dezvoltarea grabnică a anticristului a fost faptul că în locul la care aspira era deja ocupat de altul. Imperiul Roman nu numai cucerise lumea și dăduse politica și legile, ci recunoscând că superstițiile religioase erau cele mai importante lanțuri prin care să fie ținut și controlat un popor, el adoptase un plan care își avea originea în Babilon, în timpul măreției lui ca și conducător al lumii. Acel plan era ca împăratul să fie considerat îndrumătorul și conducătorul atât în afacerile religioase, cât și în cele civile. În sprijinul acesteia s-a pretins că împăratul era un semizeu,
adică un fel de semi-Dumnezeu, cum am zice, cumva descendent din zeitățile păgâne. În această calitate, el era venerat și statuile sale erau adorate. Și ca atare a fost numit Pontifex Maximus, adică preotul cel mai de seamă, ca cel mai mare conducător religios. Și acesta este chiar titlul pretins și dat pontifilor sau papilor ierarhiei romane. De când acest anticrist a obținut puterea, scaunul de domnie și marea autoritate a fostului conducător al Romei. Apocalipsa 13 cu 2 ne arată acolo cum s-a ridicat Imperiul Roman din mare, o fiară, ca o fiară, a patra fiară din Daniel. Dar vechea Romă păgână și Babilonul au avut doar un simplu schelet de putere preoțească, sau sacerdotală, zice aici, în comparație cu mașinăria complexă și elaborată și cu născocirile de doctrină și practică ale Romei papale. Succesul triumfător al planului lor, care acum, după secole de viclenie și abilitate, își are puterea atât de înrădăcinată, încât chiar și astăzi, când puterea lui este pe din afară sfărâmată și este lipsit de stăpânirea civilă de Napoleon, după cum am spus, în 1799, deși acum ea conduce lumea și stăpânește împărățiile în secret, în ascuns, mult mai amănunțit decât a condus vreodată împărații romani pe regii și subordonații lor. Spre cinstea lor, fie spus că niciunul dintre împărații romani n-au exercitat ca pontifex maximus sau conducător religios principal. Tirania exercitată de unii dintre succesorii lor pe tronul papal. Asupra acestui punct, un istoric numit Gibbon spune: trebuie admis că numărul protestanților executați într-o singură provincie și sub o singură domnie a depășit cu mult pe cel al martirilor timpurii în decursul a 3 secole și sub întreg Imperiul Roman. După obiceiul lor, ei favorizau zeii cei mai populari, dar oriunde mergeau armatele lor, zeii și cultul popoarelor cucerite era în general respectate. Mă opresc aici pentru că o scurtă explicație. Deci împărații romani practicau cultul zeilor, adică se închinau la idoli, dar când cucereau popoare, de exemplu când a cucerit Palestina, o respectat pe Dumnezeu evreilor. Deci, eu respecta religia evrească. Observăm că ei au condus, au fost stăpâni peste Palestina, dar nu i-au stricat religia. Nu i-au obligat pe evrei să creadă ca romanii la păgâni. Aceasta a fost, să zicem, un lucru bun în sensul acesta de conducere. Acest lucru a fost ilustrat, chiar acum citesc, acest lucru a fost ilustrat în Palestina, în care, deși sub stăpânire romană, libertatea religioasă și libertatea de conștiință a fost în general respectate de către Pontifex Maxim, adică împărat imperial, care în calitate de conducător religios își arăta astfel clemența, adică bunăvoința, față de popor și armonia sa cu toți zeii populari. Deci, în felul acesta, Roma o putut a stăpâni mai bine dacă o lăsa fiecare popor cu religia lui. Dar numai partea administrativă să fie a lor, a romanilor. Așa a fost și în Palestina. El l-a lăsat pe evrei să creadă în Dumnezeu lui Avram. Așadar, vedem că ceea ce a împiedicat dezvoltarea timpurie a anticristului a fost faptul că scaunul râvnit al supremației spirituale era ocupat de reprezentanții celui mai puternic imperiu,
pe care cunoscuse lumea până atunci, și să fi încercat vreunii o manifestare fățișă a ambiției în această direcție, i-ar fi expus mâniei stăpânilor lumii. Deci dacă cineva ar fi încercat pe față să răstoarne Imperiul păgân, imediat era executat. Dar lucrul s-a făcut pe ascuns. Ca atare, această ambiție nelegiuită a lucrat mai întâi în taină, adică biserica falsă, care începea să s-o ridica după și râvnea să răstoarne pe împărat de la tronul Romei, lucrat pe ascuns. De-aia zice că e taină, afară de lege. Ca atare, această ambiție nelegiuită a lucrat mai întâi în taină, nerecunoscând vreo intenție de a câștiga puterea sau autoritatea. Deci s-a prefăcut că nu vrea să conducă Imperiul. Până când s-a evit un prilej favorabil, după ce biserica nominală a devenit mare și influentă, iar puterea imperială a fost drobită prin neînțelegeri politice și a început să decadă. Deci Imperiul Roman, conducerea sa, a început cu sutele de ani să scadă, să slăbească, datorită corupției de la palatul împăratului, corupției din Roma, a desfrâului și a dezmățului. Așa au căzut și Imperiul Babilonian. Ați observat că ei se îmbătau acolo cu vin în noaptea când au intrat pești și pe sub zid și eu l-au omorât pe țara acela, împăratul acela. Deci așa a căzut și Imperiul Roman. Datorită prea mare, i s-a urcat puterea la cap și s-a apucat pe distracții și pe dezorganizări. Deci, preoțimea pândea prilejul acesta ca să ajungă la putere în Roma. Puterea Romei slăbea cu repeziciune, deci Roma păgână, și puterea și unitatea ei erau împărțite între cei șase pretendenți la onorurile imperiale. Când Constantin a devenit împărat, deci de atunci încoace, oricum a început decăderea în organizarea Imperiului. Este rezonabil a presupune că el a îmbrățișat atunci creștinismul, cel puțin în parte cu scopul de a-și întări și unifica Imperiul. Păi dacă au văzut că deja creștinismul intră și în armata Imperiului și în populație și se înmulțește cu toate că încerca să persecute, a zis, hop, n-ar fi bine să ne numim și noi creștini. Și atunci să lăsăm, să domnim mai departe. Deci aici a fost punctul de schimbare a direcției, când Constantin au dat frâu liber ca creștinismul să nu mai fie persecutat. Că o fă bun, că o fă rău, creștinismul nu conta. Pentru împărații păgâni nu conta. Dacă te numeai creștin, așa ca în Africa acum, musulmanii, indiferent ce creștin ești, nu contează că ești pentecostal, că ești baptist, că ești catolic, el te omoară. Așa s-a întâmplat pe vremea împăraților păgâni. Dar când Imperiul, dacă împăratul s-a făcut creștin și el a dat ordin ca tot Imperiul să fie creștin, nu s-a mai persecutat. Dar nici treburile de învățătură și credință nu mai mers bine, mers din ce în ce mai rău. Deci, mai departe zice așa, este o chestiune de discutat dacă Constantin l-a îmbrățișat din convingere față de adevărul lui sau din motive politice, ca să poată conduce mai departe Imperiul. Nu-i bai că sunteți creștini, dar eu conduc. Și eu sunt creștin, dar eu conduc. Și voi credeți ce zic eu. Cum am hotărât la Nice, acolo la Consiliu. Sigur este că această religie, deși primind din partea puterii romane numai stigmatizare tacită sau persecuție activă, se răspândise în popor. Astfel încât Constantin, adoptând-o, s-a întărit în afecțiunea soldaților. Pe dacă soldații au văzut că împăratul s-a pocăit, cum am zis noi, s-a făcut creștin, pentru că s-au bucurat, că mulți soldați erau creștini, dar pe ascuns.
Cursul pe care l-a urmat împăratul în faptul că s-a declarat creștin a indicat ambiție lumească și nu Spiritul Hristos care zice: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Constantin a făcut creștinismul religia Imperiului și de atunci înainte găsim influența lui mânjită cu lucruri pământești. Niciun episcop anume nu era privit ca și cap al întregii biserici, dar în realitate împăratul era astfel. În această calitate, el a convocat Consiliul de la Nicea, luând apărarea lui Atanasie în contraversa acestuia cu Arius. Consiliul a fost de acord cu împăratul. Deci este luată din istoria universală de Willard sau Gibbon. Deci textul e luat de acolo. Oricare ar fi fost avantajele rezultate din achiziția unui prozelit imperial, ce înseamnă asta? Unul care a trecut la Hristos din Imperiu. El se distingea între multele mii de supuși ai săi care îmbrățișează doctrinele creștinismului mai degrabă prin splendoarea purpurei, purpura ce era o haină roșie de sărbătoare, cum am zis, decât prin superioritatea înțelepciunii sau virtuții. Deci un fel de creștinism care se dădea pe din afară numai. Același an al domniei lui, în care a convocat Consiliul de la Nicea, împăratul Constantin, despre el e vorba, a fost murdărit prin execuția fiului său mai mare. El și-a omorât feciorul, cel mai mare, împăratul creștin, de altă dată. Recunoștința bisericii a preamărit virtuțile și a scuzat greșelile unui protector generos care a așezat creștinismul pe tronul lumii păgâne, lumii romane. Astfel, deci, sub domnia lui Constantin, piedica fu îndepărtată. Astfel, deci, sub domnia lui Constantin, opoziția Imperiului față de creștinism a dat loc favorii. Iar preotul suprem sau Pontifex Maximus Imperial a devenit protectorul pretinței, dar de fapt apostatei Bisericii a lui Hristos. Deci, vedeți cum s-o dat de părăta biedica, din drum. O zis Pavel, că taina fără de lege a și început să lucreze, nu mai trebuie îndepărtată piedica. Piedica era că Roma era condusă de împărați păgâni. Și acum, dacă ar fi creștină, ar fi foarte bine. Și așa satana o creștinat cumva Imperiul sub învățături false creștine. Și pe împăratul l-a făcut preot, ăsta învățător suprem, sau preot suprem al Imperiului, pe împăratul Constantin. Mai târziu au devenit papi, la 539, sub Justinian. Și luând de mână, astfel, sub domnia lui Constantin, opoziția Imperiului față de creștinism a dat loc favorii, iar Pontifex Maximus Imperial a devenit protectorul pretinsei, dar de fapt apostatei Bisericii ale Hristos și luând-o de mână, ca Ahab și Izabela, ca Irod și Irodiada, pe vremea lui Ioan Botezătorul, așa s-o lua de mână, biserica cu statul. Deci, a produs un concubinaj, o curvie spirituală. Nu a fost fecioara, cum să zic, lui Hristos, după cum zice Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11. V-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez lui Hristos ca pe o fecioară curată, dar mă tem că după cum șarpele a măjit pe Eva, să nu vă amăgească și pe voi. Și chiar așa s-a întâmplat. Deci biserica nu mai a fost fecioară. Deci, o devenit femeie curvă, că s-a căsătorit cu puterile statului.
Și până la urmă ei au condus și statul. Că pe vedem, o vedem în Apocalipsa 17 ca pe o femeie călărind pe fiară. Fiara e statul și curva e biserica care conduce statul. A ajutat-o să ajungă la un loc de popularitate și splendoare, din care mai târziu, deoarece puterea imperială slăbea, deci puterea de stat a conducerii civile o slăbit în Imperiu, a fost în stare să-și pună proprii reprezentanți pe tronul religios al lumii, ca principali conducători religios, Pontifex Maximus. Eu zic să ne oprim aici. Mai sunt 5 minute, dar poate aveți și voi întrebări. Deci, dacă n-ați înțeles, se poate pune întrebarea cum a fost îndepărtată piedica din drum? Care zice papalitatea? Deci, Imperiul era păgân și trebuia făcut creștin. În sensul ăsta, satana l-a jucat foarte, foarte inteligent și pe durată de timp lungă. Nu de 10, 20 sau 30 de ani, pe 3-400 de ani au lucrat. Când oamenii au murit, generație după generație, dar minciuna nu a murit, că tot a crescut. S-a dus mai departe. Da, într-adevăr aici, dacă am fost atenți ce ai citit tu, e minunat cum s-a acaparat puterea. Creștinii prima dată au fost pedepsiți până a venit Constantin. Constantin a oprit persecuția, dar s-a făcut el creștin. Și atunci, sub comanda lui, s-a permis creștinismului. Și până la urmă, o devenit creștinismul, o cucerit și partea civilă, o devenit și conducătorii civili. Deci au avut o putere și religioasă și civilă în timpul lui Constantin. Și după aceea, da. Sora Lidia, fratele Costică, cred că vrea să ne zică. Da, vreau să amintesc că iată și am studiat noi acum cu papalitatea, cu taina fără de legii, apoi începutul a fost pe vremea apostolilor. Dacă vă amintiți pilda cu Samanatorul, pe când au adormit oamenii, un nelegiuit a fost și a samanat neghină în grâu și dă-ne voie să ne ducem să smulgem. Pe vremea apostolului, da, am început și arată Filip și Mineu, care au început lucrarea tot pe de la spate. Dar cât au trăit apostolii, ei nu au putut să dezvolte așa cum trebuie. Dar după moartea apostolilor, ei apostolii au murit și încet cu încet, treptat, treptat, s-a dezvoltat acest timp până a devenit la Imperiul Roman. Atât. Da, mulțumim, frate Costică. Frate Marcel. Imperiul Roman. Da, aș vrea numai să spun că, cum a zis fratele Nicolae, Constantin, din motive, să zicem așa, lumești, numai el nu s-a convertit la creștinism. El a avut dorința să conducă tot Imperiul Roman. Și pe timpul Interesul. lui, da, deci pe timpul lui, el a moștenit de la tatălui Imperiul Roman. Deci pe timpul lui era împărțit Imperiul Roman în trei. Și-a dat seama că numai așa poate să câștige și pe ceilalți doi care erau împotriva lui, doi general, dacă declara că armata lui e o armată creștină. Și chiar a zis că, uite, zicea el că a avut un vis, că dacă pui acest semn al crucii pe hainele lor, pe scuturi și așa,
prin acest semn vei învinge. Deci a avut el, zicea așa, o viziune. Și nu mai vreau să vă spun că am amintit, cred că și săptămâna trecută, că asta e ca o dovadă ceea ce a spus el, că el nu, normal n-a fost creștin. El numai pe patul de moarte s-a botezat. Deci, toată viața lui, cum a zis și frate Nicolae, chiar în acel an când a făcut conciliul de la Nicea, în 325, l-a omorât pe fiul lui. Deci s-a purtat ca un păgân el. Dar cu o lună înainte de moarte, atunci s-a convertit și s-a botezat. No, deci asta am vrut să spun numai. Deci n-a fost creștin el, să se fi creștinat el sincer, să zicem așa. Deci a avut el motivele lui. Interes. A fost conducător peste tot Imperiul Roman. Și el la început, zice aici, m-am uitat pe Wikipedia, în 312, Constantin a trecut la credința creștină și a continuat să dețină funcția de Pontifex Maximus. Deci, funcția asta care după aia a luat-o papa, de Pontifex Maximus, o avea regii romani. Și el a fost, de a avut, a putut să intervină și să-i oblige pe episcop ca să creadă ca el, pentru că el era cumva suprem, deci peste episcop era ca un fel de arbitru, așa să zicem. Și după că nu știu unde am citit eu, poate frate Nicolae știe mai bine, că la început au fost mult mai mulți episcopi împotriva lui Constantin și lui cel care îl proteja el, dar i-a forțat cumva și a ajuns numai doi până la urmă să fie Eusebii, Nicomedia și Arius, ca să nu creadă ceea ce credea Constantin și ceilalți episcopi. Da, hai să țin minte unde am găsit în enciclopedie. Da, mulțumesc. Da, mulțumim, tante Marcel. Tante Costică, vrei să mai spui ceva, că ai mâna ridicată? S-a uitat. Da, văd că nu zice nimic. Da. Deci dacă mai sunt alte nelămuriri. Da, Marcel, vrei încă ceva? Deci, tot eu am găsit aici și nu, poate și voi ați citit din istorie că el a dat edictul primat înainte să fie Consiliul de la Nicea, a fost un edict de la Milano. Și asta mi se pare interesant, că el, când a dat edictul de la Milano, cu 10 ani înainte, a lăsat ca religia creștină să fie liberă. Deci să nu fie favorizată o religie, cum am zice noi, catolică. Dar cei care erau mai mulți majoritarii l-au rugat sau l-au, nu știu cum, deci ca să-i persecute pe ceilalți. Și după aceea s-a făcut după 10 ani consiliul acela. Deci am vrut să numai așa asta, vrut să zic, că deci prima dată a fost favorabil la toate religiile, că erau mai multe grupe religioase când a ajuns el la putere. Mulțumesc. Și după aceea s-a impus numai una. Da, deci el a vrut să facă unitate și ideea a forțat pe toți episcopii să nu mai creadă tot felul de păreri, cum ar fi acum tot felul baptiști, penticostal, adventiști, așa, deci să fie toți o singură religie și să fie religia de stat. Care... Da, da. Bartolomeu de la Cluj a vrut asta. A propus că să fie o religie națională. Da. Dacă alte întrebări nu sunt, putem să încheiem atunci. Da? Dacă alte întrebări nu sunt, frate Petrică, te ascultăm. Da, am fost deranjat la frate cineva, n-am participat așa bine la discuție. Deci împăratul Constantin, înainte să fie creștinat, și-a ucis fiul. Fiul său, după aia s-a creștinat. Ăștia sunt creștini, ăsta ca și papalitatea. Atât am vrut, că am avut ideea asta aici. Se potrivește cu alea 10 femei oprins pe la unui bărbat să zică mâncăm mâncarea noastră, ne îmbrăcăm cu mâncarea, ne hrănim cu mâncarea noastră. Dar tu poartă-ne numele numai de creștini. Da.
Mulțumim, domnule, și de această zi. Vedem câte lucruri putem învăța. Cine ar vrea să mulțumească acum de sfârșit? Eu vreau să vă cânt cântarea de la mână. Ascultă-mi, Sorom. Cântarea 97. Ce nume scump ai tu, Iisuse, iubitul sufletului meu, mireasma de îmbărbătare, îmi umple sufletul mereu. Am mirosit parfumuri scumpe, de când la tine am întors, eu ți-am simțit atunci iubirea și pacea-n inimă s-a întors. Să arate un suflet ce-ntâlnește o bucurie în calea sa. Mai este oare în lumea întreagă iubire ca iubirea ta? Eu spun cu atâta bucurie, pe calea îngustă merg în sus, că nu sunt lumea așa cuvinte cum sunt a tale, scump Iisus. Cum învățai în Galileea să pregătească calea lor, că vei aduce împărăția și fericirea tuturor. Când toți cei mici și mari și toți cei mari și mici din lume se vor întoarce bucuroși în patria cea fericită a Marelui Iisus Hristos. Atunci în ziua minunată, când Hristos va împărăți, veni va toată creatura și frumos se va omili. Veni va toată creatura și frumos se va omili. Mă mulțumesc tare!